Bună, haideți să discutăm în continuare despre al doilea, a doua categorie mare de exerciții pe care o întâlnim. Am mai, dis, am mai vorbit la începutul definirii legilor de compoziție, și anume, în loc să avem mulțimea drăguță și legea, operația dată, nou inventată, mai frumoasă sau mai urâtă, în funcție de norocul vostru, aici vom avea pe dos o mulțime. Le-am scris, ia uitați câte exemple pe tablă. O mulțime urâtă. În general, cu precădere, vor fi mulțimi de matrice de o anumită formă. Vedeți, matrice aici, avem și aici și aici, matrice sau numere. Avem inclusiv funcții. Și operațiile nu vor mai fi operații uh, definite în un steluță-cerculeț perpendicular, ci vor fi operațiile uzoale. În am pus aici, adică gen zestrată cu operația de înmulțire va trebui să îi arăt toate proprietățile sau cu adunarea matricelor sau inclusiv cu compunerea funcțiilor. Bun, deci aceste operații uzuale, adunare, înmulțire de numere, vedeți aici avem numere și avem înmulțirea numerelor pentru că ele sunt numere dar au această formă specifică după cum vedeți, nu e orice număr sau în adunarea mulțirea matricelor, respectiv compunerea funcțiilor. Cum vom face aceste exerciții? Le abordăm diferit.